Bună dimineața! Sigur, traducem limbajul astrelor. O zi plăcută, grozavă. Deși suntem într-o perioadă în care sunt multe planete pe semne masculine, adică de acțiune, de activitate, de energie, astăzi și mâine, da, Luna și Venus, planete feminine, au grijă de noi, de sufletele noastre. Și atunci putem să ne bucurăm de muzică, de timpul petrecut cu cei dragi, de sufletul nostru. Iată ce anunță astrele pentru cele 12 zodii. Berbec. Poate că s-au dus emoțiile și agitații unui început, ale unui debut, iar acum defilați, obțineți rezultate și performanțe. În plus, sunteți și voi mai relaxați, vă permite să râdeți. Perioadă plină de inspirație și de visare productivă. Experimentați fără teama unui eșec. Taur, ambiție, hotărâre, perseverență, veți ajunge destul de repede să vă acomodați cu noi colegi sau să faceți față sarcinilor pe care le-ați primit recent. Păi ia prin surprindere pe omul iubit, cu o mulțime de idei și de planuri pentru casă, pentru perioada următoare. Gemeni, au succes demersurile voastre legate de recuperarea unor sume care vi se cuvin, care trebuia să fie deja în cont. Sau cine știe, poate că ajungeți la bancă să stabiliți, să restabiliți un calendar de plăți. Impresionați prin ținută, distincție, argumente, dar și starea voastră de spirit poate schimba decizia celor cu care discutați, negociați. Rac. Teste pentru voi din partea șefilor, a colegilor, a unui client nehotărât. Poate că pune cineva la îndoială variantele sau ideile voastre și va trebui să aveți argumente pe măsură. Interes pentru activitate sau pentru afacere pe cont propriu. Acum faceți calcule, pregătiți documentația, actele care trebuie depuse. Leu, excelentă stare sufletească, încredere și speranțe. În plus, simțiți poate că s-a dus febra musculară sau alte neplăceri care țin de sănătate. Iar dacă actualmente nu sunteți într-o relație, este posibil să descoperiți noi calități și fațete ale cuiva cu care țineați legătura până acum doar pe net și veți vrea să vă întâlniți cât de curând față în față. Fecioară, o zi destul de aglomerată. Că au rămas destule pe capul vostru sau că apar urgențe, cert este că nu prea găsiți timp de odihnă. Este o bună perioadă, în schimb, și va trebui să profitați ca să vă faceți cunoscute activitatea, produsele, serviciile. Poate că veți depăși granițele localității sau ale județului vostru și țintiți mai departe. Balanță. Bună atmosferă în cuplu. Vă amuzați, discutați, poate că faceți împreună un plan și treceți la treabă. Este o perioadă neașteptată de încărcată pentru cei care s-au lansat relativ recent în afaceri, care și-au promovat vizual sau online produse, servicii. Scorpion. Ar putea să vă revină brusc în amintire vorbe auzite de mult de la părinți, de la bunici, de la unchi, iar acum vă convingeți de adevărul și de înțelepciunea lor. Vă vin idei noi legate de un plan de renovare, reparații sau amenajări aflat deja în desfășoare și vă veți consulta, bineînțeles, cu omul iubit. Săgetător. Strânsă legătură cu frați sau cu verzi aflați departe de voi. Povestiți, vă sfătuiți, aflați noutăți. Se pare că cei aflați la vârsta școlară nu au nevoie de prea multe îndemnuri sau rugăminți pentru a răsfoi un manual sau o culegere, dar, bineînțeles, se bucură și de prezența și atenția părinților, a bunicilor. Capricorn, ați început, poate de ceva vreme, să schimbați din preferințele voastre culinare, cantități chiar, sau cine știe, chiar și ore de masă, iar acum începeți să vedeți efecte destul de serioase asupra siluetei și a sănătății voastre. Salutări, semne de simpatie, de la oameni cu care cândva obișnuia să vă vedeți destul de des. Vărsător, nu vă vedeți capul de treburi și parcă apar continuu tot felul de chestiuni care trebuie rezolvate. V-ați obișnuit totuși cu ritmul alea din ultima perioadă. Chiar și dacă stați acasă, nu se pune problema să tolăniți prea mult, mai ales că vor apărea destul de curând și satisfacții materiale, realizări. Pești. O zi mai liniștită. Cel puțin așa vă bucurați, aveți timp de odihnă, visare, analize, meditație la problemele curente. Veți trece poate în revistă cheltuielile care urmează să fie făcute până la sfârșitul săptămânii, până ale lunii și veți face, bineînțeles, acele plăți ca să nu rămâneți în urmă cu niște restanțe, să apară penalizări. Să avem o zi bună!